să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. De două ori în pasajul acesta este vorba de acest îndemn, de această poruncă, de acest scop, dacă vrem. Cina Domnului, masa Domnului, are un scop destul de precis, destul de clar. Pomenirea mea. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. E adevărat că masa Domnului poate să lucreze spre pocăința noastră, poate lucra spre cercetarea noastră, însă obiectivul principal rămâne același al Scripturii. În amintirea sa, în memoria sa, spre pomenirea sa. Îmi place că, mai ales noi care cunoaștem deja și mai multe limbi, avem mai multe traduceri, putem să înțelegem sensul mai profund, mai clar, a ceea ce a vrut Domnul să spună și ceea ce ar trebui să facem noi astăzi, în amintirea sa. În primul rând, cum să ne amintim, cum să ne implicăm, cum să participăm și apoi ce să ne amintim. Cum să ne amintim? În primul rând, ar trebui să ne amintim cu mintea, să ne gândim, că asta înseamnă amintire de la cuvântul minte. Să te gândești la asta. Noi nu doar mâncăm, nu obiectul în sine, sunt foarte mulți care spun elementul în sine, pâine are ceva și noi nu credem în transubstanțiere, adică substanța, materialul efectiv, obiectul are valoare și eu nici nu mă gândesc, nici nu-mi pasă, dar pâinea aceea, bucățica aceea are ceva magic, în ea se întâmplă ceva. Nu, ci ceea ce se întâmplă în primul rând în mintea noastră, în gândul nostru, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, amintirea mea. În primul rând trebuie să-ți amintești implicând mintea ta, că asta înseamnă a-ți aminti, a te gândi la asta. În limba italiană sună mai frumos, de fapt și în limba latină pornește tot de acolo, ricordare. Cuvântul ricordare, dacă la români vine din minte, a-ți aminti, ricordare în italian înseamnă din inima, de la cord, de la inima. Asta înseamnă o participare cu inima, nu doar logic, nu doar rațional, nu doar te gândești la ceva, ci particip cu emoțiile tale, cu pasiunea ta, cu inima ta, implici inima. Te gândești la asta într-un mod profund, asta înseamnă să iubești, asta înseamnă să participi și să te implici emoțional. Știu că, în general, în familie asta e o problemă destul de mare și cu ocazia asta le spun bărbaților încă o dată un lucru pe care de multe ori femeile vi-l spun sau poate nu vi-l spun, dar trag concluzii. Dacă un bărbat nu își amintește ziua căsătoriei, dacă nu își amintește, Doamne ferește, că imediat e 8 martie, nu își amintește o dată importantă din viața soției, știți care este concluzia ei? Nu mă mai iubește. Că dacă iubește, deja se pregătește, cadou-i pregătit cu o lună înainte, evenimentul, surpriza e pregătită pentru că există ceva în inimă. Când nu-ți pasă, a fost, azi e. Un creștin care iubește pe Domnul nu rămâne surprins, nu vine la biserică și ce e azi? E cina azi. Dacă s-a întâmplat asta, ar trebui să-ți pară rău și ar trebui să nu se mai întâmple niciodată. Un om care îl iubește pe Domnul se pregătește deja, el se gândește, inima lui este deja conectată. Înainte să fie evenimentul, el deja își pregătește inima. Aveau bătrânii noștri o practică, e adevărat, nu este biblică, adică nu o vedem ca o poruncă biblică, dar practica în sine era foarte bună. 3 zile de post înainte, pregătire, curățire, sfințire, e cina Domnului, nu mă duc oricum, adică nu e o zi ca și celelalte, nu vii la biserică și spui, e cina Domnului astăzi. Te pregătești pentru asta.
te pregătești, participi emoțional cu mintea ta, cu inima ta, dar apoi, în amintirea sa, mai înseamnă în al treilea rând, să te implici și cu gura ta. Cornelescu folosește aici un verb mai vechi, a pomeni. Asta înseamnă a vorbi despre, a repeta. Asta înseamnă că trebuie să te implici cu mintea ta, cu inima ta, dar și cu gura ta, să vorbești despre asta. Pentru că e un gest care comunică ceva, ceva care transmite. Să vorbești cu gura ta, să vorbești despre el, să-l pomenești pe el, de aceea noi cântăm despre el, vorbim despre el, predicăm despre el, îl lăudăm pe el, îl slăvim pe el, el este în centrul nostru, binecuvântat să fie numele lui. Așadar, cum să ne amintim? Cu mintea noastră, cu inima noastră și cu gura noastră ne putem aminti despre Domnul Iisus. În al doilea rând, ce ar trebui să ne amintim? Ce să ne amintim? Foarte pe scurt. În primul rând, noi trebuie să ne amintim persoana Domnului Iisus. Spre pomenirea mea. Persoana Domnului Iisus Hristos, divinitatea Lui, dar și umanitatea Lui. Ne amintim despre El. El trebuie să fie în centru. Ca biserică, noi ca predicatori, noi ca slujitori, putem de multe ori să pierdem acest centru. Se poate întâmpla și, din păcate, pentru unii devine o regulă să vorbească mai mult despre ei, pe unde au fost și ce au văzut și ce au întâlnit și ce au citit și ce au văzut și ce au studiat. Mai puțin și tot mai puțin parcă se vorbește despre Domnul Iisus. Ei, cina Domnului este momentul în care din nou se aliniază centrul, din nou se pune în centru ceea ce ar trebui să fie în centru și ceea ce n-ar trebui niciodată să lipsească din centru, și anume Domnul Iisus Hristos. Noi putem vorbi despre oameni, despre nevoile lor, neputințele lor, problemele lor și așa mai departe, dar cina Domnului ne aduce din nou la gândul că în centrul vieții noastre, în centrul mesajului nostru, în centrul slujirii noastre, în centrul bisericii, este Domnul Iisus Hristos. Persoana Lui. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Despre El trebuie să vorbim. Și noi putem să vorbim despre multe lucruri, cum să fie, cum să nu fie, dacă e azimă, dacă e pâine, dacă e asta, dacă e cealaltă, feluri, modalități, forme, ritualuri. Însă nu trebuie să uităm că noi cina Domnului trebuie să o celebrăm, să o comemorăm, să o amintim, să o pomenim, să avem în centrul ei pe Domnul Iisus Hristos, persoana Lui. El este în centru. Pe El îl sărbătorim, pe El îl comemorăm, pe El îl pomenim, despre El vorbim, cu El ne împărtășim. El este în centru. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Persoana sa. În al doilea rând, ce să ne amintim? Caracterul său, că în persoana lui, nu vorbim doar despre o persoană, vorbim despre un caracter. Și ne gândim la blândețea lui, ne gândim la bunătatea lui, la dragostea lui, la toate calitățile, la toate atributele morale, la sfințenia sa și la tot ceea ce înseamnă divinitatea, dar totodată și umanitatea lui. Ne gândim la caracterul lui, pentru că el este singurul demn de urmat. În al treilea rând, trebuie să ne gândim la lucrarea lui, în amintirea mea, spre pomenirea mea, și asta înseamnă să ne gândim la lucrarea Lui. Și lucrarea Lui cea mai importantă, lucrarea sa centrală, lucrul pentru care a venit. Nu a fost să vindece bolnavi. Da, El a vindecat bolnavi, El o poate face și în timp ce te împărtășești, și înainte, și după, cina nu-i pentru vindecare, nu ăsta-i scopul, că Dumnezeu poate să facă asta, o face,
e clar, e bine, e frumos. La fel cum Domnul Iisus a venit în lume, a deschis ochii orbului, a înmulțit pâinile, a potolit furtuna, a făcut minuni, lucrări extraordinare, dar lucrarea lui cea mai importantă, centrul lucrării, esența lucrării, n-a fost vindecarea, n-au fost minunile, ci centrul lucrării sale a fost jertfa de ispășire. El a venit să mântuiască. El a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut și astăzi îți aduce aminte aici, înainte de orice, înainte de a te gândi la boala ta, înainte de a te gândi la nevoile tale, înainte de a te gândi la neputințele tale, gândește-te în această zi la păcatele tale, pentru că pentru păcatele tale a venit Domnul Iisus Hristos. Gândește-te la lucrarea Lui, o lucrare de ispășire, de răscumpărare, că așa și scrie aici, este sângele răscumpărării. Gândește-te astăzi la lucrarea Lui, la jertfa de ispășire. Astăzi, când spui spre pomenirea mea, trebuie să ai în vedere și învățătura sa. În amintirea mea, și când te gândești la Domnul Iisus, nu doar la un personaj istoric, frumos, faimos, ci te gândești la învățătura sa, pentru că Iisus Hristos înseamnă și un set de învățături. Și cea mai mare poruncă a Lui, cea mai mare învățătură a Lui este dragostea. Și astăzi când pomenim Domnul Iisus Hristos, când pomenim cina Domnului, trebuie să ne gândim că într-adevăr aceasta trebuie să fie o masă a dragostei. O masă în care se adună cei care în primul rând îl iubesc pe El, îl iubesc pe Dumnezeu și apoi se iubesc unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște ceilalți că sunteți ucenicii mei, că vă iubiți unii pe alții. Și este o masă a iubirii și noi stăm în jurul mesei pentru că El ne-a iubit întâi și noi îl iubim pe El și fiindcă îl iubim pe El, trebuie să ne iubim și unii pe alții. O, da, știu, nu merită unul, nu merită celălalt, nu-i vrednic unul, nu-i vrednic altul. El, fie că am fost vrednici, fie că am fost mai puțin vrednici, fie că am fost total nevrednici, ne-a iubit pe toți, ne-a iertat pe toți. Și la fel trebuie să facem și noi. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Apoi, când vorbim despre a ne aminti despre El, despre persoana Lui, trebuie să ne gândim și să ne amintim și despre promisiunile sale. Ne amintim de persoana sa, ne amintim de caracterul său, ne amintim despre învățătura sa, ne amintim despre lucrarea sa, dar ne amintim și despre promisiunile sale. Și El ne-a promis că într-o zi vom sta la masă cu El în mod fizic, pentru că noi vom fi fizic, vom primi un alt trup fizic. Va fi un nou cer și un nou pământ fizic. Va fi o transformare, tot ceea ce este fizic acum va fi nimicit, distrus, dar apoi Dumnezeu va reconstitui, va recrea, va face pentru noi o lume nouă, un cer nou, un pământ nou și noi vom sta, vom fi ființe noi cu un trup nou. Cum va fi, nu știm, că Pavel spune nu știm cum, nu știm în ce măsură, nu ne este dat să cunoaștem, dar va fi un trup mult, mult superior celui pe care îl avem noi, un trup care nu va mai fi supus putrezirii, bolii, morții, necazurilor, va fi ceva nou. Și promisiunea este că noi vom sta cu El la masă, El pregătește o împărăție pentru noi. De aceea, bazându-ne pe această promisiune, noi îl așteptăm, așteptăm împlinirea acestei promisiuni. Și promisiunea aceasta va avea loc în ziua aceea, în ceasul acela, în care Domnul va reveni pe norii cerului. Și ziua aceea și ceasul acela nu îl știe nimeni. Nimeni nu știe. Oamenii își dau cu părere, oamenii spun, suntem tot mai curioși și suntem vinovați pentru asta, pentru că dăm credit celor care vin cu tot felul de prognoze, de pronosticuri, tot felul de sugestii. Ziua și ceasul acela nu-l știe nimeni. El poate fi chiar acum, totul este gata. Nu trebuie, repet, și am spus asta de multe ori și o spun de atâtea și de atâtea ori, nu trebuie să se întâmple absolut nimic ca să vină Domnul. Dacă Domnul vrea să vină acum, în ora aceasta, El poate să vină.
nu trebuie reconstruit al treilea templu, nu trebuie o țară să facă război cu altă țară, nu trebuie să mai cadă nu știu cine, să se ridice altcineva. Domnul Iisus poate veni oricând. El poate veni chiar acum. De aceea să nu fim atât de curioși de evenimentele ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că nu acestea sunt doar semne prevestitoare și aceste semne deja se împlinesc. Războaie, vești de războaie, cutremure, foamete, crize, toate astea sunt deja, deci sunt toate condițiile, sunt create pentru ca Domnul Iisus să vină. El poate veni oricând. Astăzi El poate veni. Mâine El poate veni, nimic nu-L împiedică, nimeni nu-L împiedică și noi îl așteptăm și suntem gata știind că chiar astăzi Domnul poate veni. De aceea noi trebuie să ne pregătim dacă vrem să avem parte de făgăduințele sale, de promisiunile sale, trebuie să ne pregătim, trebuie să ne curățim, trebuie să ne sfințim, trebuie să-L așteptăm. Maranata, vino Doamne! De aceea astăzi gândiți-vă că cina Domnului are un obiectiv principal, primordial, și anume, spre pomenirea sa, în amintirea sa. Cum să-ți amintești? Cu mintea ta să te gândești la asta, cu inima ta să-L iubești, să fie acel impact emoțional al relației pe care o ai cu Domnul, și apoi cu gura ta să mărturisești, să pomenești despre asta, să vorbești despre asta. Ce să-ți amintești? Să-ți amintești? Să-ți aduci aminte de Domnul Iisus, spunea Pavel lui Timotei, dar adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos. Poate multe lucruri le amintești, despre multe lucruri ți-aduci aminte, însă astăzi răscolește acolo în mintea ta, în inima ta și scoate afară gândul cel mai important astăzi, în gândurile tale, pune în centrul minții tale pe Domnul Iisus. Astăzi amintește-ți, adu-ți aminte de Domnul Iisus. Adu-ți aminte de persoana Lui. Adu-ți aminte de caracterul Lui, adu-ți aminte de învățătura Lui, adu-ți aminte de lucrarea Lui și adu-ți aminte de promisiunile Lui, pentru că El este gata să le împlinească, slăvit să fie numele Lui în veci. Amin. Haideți să ne ridicăm, vom lăuda pe Domnul, apoi mai sunt câteva cântări, sora Andreea are o cântare, mai sunt cântări, se pot cânta. Chem frații slujitori, n-am rugat, am pregătit. Acum, în timpul acestei cântări, vom trece cu masa Domnului, cu pâinea, cu rodul viței. Dreptul la împărtășire cu trupul și sângele Domnului l-au membrii bisericii, cei care s-au botezat, au încheiat legământ cu Domnul prin botezul în apă, s-au cercetat și astăzi au luat decizia să se împărtășească. Cei care se împărtășesc vor rămâne ridicați, cei care nu se vor împărtăși vor ocupa locurile. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare astăzi și să fie lucrarea aceasta o lucrare într-adevăr în amintirea sa, spre pomenirea sa. Lucrarea aceasta are de-a face în primul rând cu Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui în veci. Amin.